Vreau să îl ascultăm pe Giovanni Becali acum un an și ceva într-unul dintre șorile pe care le-a făcut la, la tribunal la un termen. Îl ascultăm și ne întoarcem. În urmă cu 2 ani, Giovanni Becali tuna și fulgera în sala de judecată. Da! Da, doamne, Becali! Aveți căduțe? Aveți un porc din vedea? Ok, doamne, Becali! Ce doi de voce? Am, dacă ați concentrat, cum ați văzut, să-l mâna, 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 dacă scriem cum vreau acolo. Declarația mea nu mă înțelegească și eu scriu cum vreau eu. Și nu vreau să o înțeleg cum vreau eu. Nu cum doriți dumneavoastră. Expertiză, nu dați? Că nu vreți voi. Să nu vreți viitoare așteptătoare. Păi oa, e viitoare tare. Și în democrația asta. Toată lumea vine cu frică aici. Apoi de eu, să nu zic ceva.